Capitanule, se pare că am făcut casa bebelușului degeaba. Da? Da, capitanul, pentru că bebelușul s-a făcut la toraz, dar nu știu ce se întâmplă cu el. Observ și eu, dar nu înțeleg care-i faza. Hai să dăm play aici, văd că el cumpăra căciuliță cu șoricel. Ce să mai zic, că n-are nimic cu pisicuță. Păi degeaba, pentru că dacă îi cumpărai cu pisicuță, poate era bucuros. Acum e nervos, uite-te da. Și tu ce a făcut aici. Am văzut, ia uite. Ia uite, nici n-a făcut puzzle-ul, nimic. Ia uite, i-am cumpărat pătuși deci, de-asta, jucării. Vreau să-i dați în comentarii o notă acestui bebeluș, ok? Ok. Deci, de la 1 la 10, scrieți 1 pentru cea mai mică notă și 10 la cea mai mare notă. Și, bineînțeles, să nu uitați să apăsați pe butonașul de like, ok? Corect. Fiți atenți că vă văd. Tu care stai pe scaun în acest moment, neapărat să apeși. Apasă. Și tu cel care stai pe canapea, și tu să apeși, și tu care mănânci, uite și tu care mănâncă. Și tu lasă lingura din mână și apasă pe butonașul de like acum. Apasă pe butonașul de like, rapid, rapid de tot, că uite, dau din ochi. Ia uite cum ia dau te din văd, ochi. E capitan super mândru că are și el animație. Viață. Dar pe lângă... Ce mi s-a întâmplat? Pisică, nu înțeleg care-i faza, de ce am chelie? Deci hai că data trecută la poveste am zis că poate era capitanul copcil și de-aia s-a făcut așa. Nu. Capitanul e așa, direct deci cu cheliuță. Deci mi-au stricat caracterul, efectiv când mi-au schimbat fața asta și mi-au făcut o dinamică să se miște, mi-au stricat părul, uite, am chelie. Da, da exact, exact, ți-au stricat adică, părul. Ce sincer să fiu, mai bine mă tund la chelie decât să arăt așa, așa uite este. Și tu. Așa adică, este. Adică, uite, mai bine fac așa. Uul. Înțelegi? Nici nu mai ai păr aici când și ai. Și mai bine mă joc așa. Așa, știi, adică... capitanul, gata. Păi decât să stai cu chelia aia, nici nu mai bine zici. Te tunzi și gata. Salut. Mi se pare uite ce bine normal ți stă așa, așa. Adică... Hai să mergem, hai pisică, să mergem, hai. Hai. Stă bine capitanul așa să știi. Stai că-mi fac o frizură okay. Acum o secundă. Peștișor, biberon, uite, eu am pus aici biberonul, hai să mergem cu bebelușul ăsta să vedem unde s-a dus, că nu înțeleg. Oh my god, și-a făcut părul albastru. Ok. Ok, tot ca să scape de acea cheliuță. Bun, hai să e vedem. E perucă, pisica, nu vezi? E o perucă. Știu că nu e o e perucă. Știu că e o perucă. Hai. Haide. Bun, hai să vedem. Nu știu, oameni buni, dacă aveți și voi acel păr... Aul, m-am dus pe lângă. Dacă aveți și voi acel păr, oare aveți și voi cheliuță? Ia să vă uitați și să-mi ziceți și mie în ia comentarii. Ia stai că pun părul ăla înapoi, să văd dacă poate să rezolvă. Crezi că dacă îl atașezi... Și nu știu. Poate dispare. Nu știe. Hai să văd, poate să... Până vin și nu, eu. Nu, are chelie! În continuare cu chelie, nu pot să cred. Pai de mine. Dar vedeți, e chelie în formă de fluturaș. Nu mă interesează. Trebuie să apeși pe butonașul de like. Gata. Trebuie să apăs pe butonașul de like? Da, gata, da, da, pus. Trebuie să apeși pe butonașul crește-te de like. Crește-te de-astea bunesc. Ce să uitați-vă mai zic, și voi, vi se pare corect ce au făcut ăștia de la Roblox? Nu, la Kelly pe capitan. Deci, pe bune, tu dacă vrei să mai porți sporul ăsta acum, trebuie să ai Kelly obligatoriu. Nu mi se pare corect. Era tare dacă te puteai urca și să mergi cu mașinuța asta. Da, păi eu chiar asta mă gândeam. Bă, uite copcilul! Bă, copcile, te-am pus la culcare, tu ce bă, faci? Te prinde, are jumpscare. Ia uite-l, mă. Mă, copcile, mă. Eu pun și eu copcilul la culcare. El face numai prostioare. Uite-te și tu ce face, m-a prins iarăși. Eu trebuie să mă duc pe partea asta, evitez o man. A luat o razna. Ce să mai zic, capitanul? A luat o razna, uitați-vă și voi. Bă, dar nu se poate că m-a prins a treia oară. Eu mă urc aici pe scăriță. Hehehe, a rămas aici. A rămas aici. Cred că vă arăt noul meu păr oficial, ok? Ok, ok, bine. Hai să vedem. Sunteți pregătiți? Da. Nu, că trebuie să ajung acolo mai întâi. Da, ai grijă să nu te prindă. La următorul checkpoint o să vă arăt. Ce e jucăria asta? E pur și simplu? Am crezut că poți să o iei. Bă, deci dar oameni buni, fiți cookie. Atenți. Noul meu păr la următorul checkpoint. Hai să okay. Vedem. Hai să vedem. Ce jucărie aici. Să ajungem sus. La checkpoint mai întâi. Bă, okay, aici trebuie aici. Să dai cu pumnii. Gata. Bun. Dau. Gata. Fiți atenți. Am noul meu ciocolată cu bezele. Vai de mine, ciocolată caldă. Ia să ne uităm la... Oh my god, capitanul, gata! Perfect. Acum e sigur că, că nu mai rămâi fără păr. Păi asta zic, măcar să fiu sigur că nu mai rămân fără păr. Da. Hai să vedem. Nu mi se pare corect așa ceva. Hai bă, că stă bine, stă bine roșcat. Stă da, foarte bine roșcat. Eu n-am mai văzut până acum pe hobby-uri, gen obiectele astea să se miște și uite. Da, văd. Vezi aici e ciocolată caldă cu bezele. De obicei, obiectele astea sunt fixe. Tu ai observat că atunci când iei checkpoint îți dă un cookie?
Ah, da, păi am vreo 4 cookie-uri, da. Acum am 4, dar ce, stai, n-am luat eu un checkpoint? Ba, cred că l-ai luat, dar nu știu. Da, păi, nu, a, pentru că unul l-am mâncat. Mi-a fost foame. Mi-a fost foame. Și ce-ți dă dacă mănânci? Nimic, pur și simplu mănânci și atât. Ia, fii atentă, pisică, n-o să te aștepți la asta. Ia să vedem, ia. N-o să te aștepți. Fai de mine, oh my god. Mi-a de bine. Da. Ce să mai zic? Dar sunt n-are frumoasă? Animație pe față. Nu, n-are. Am animație? Nu, n-are. N-am. N-are animație. Bun. Ia, apăsăm pe butonașul nu, de like. Nu, n-ai trebuie apăsat, că e doar liftul ăsta pe care tu să-l apeși. Mergem aici, gata. Fiecare vedea alt lift. Da, psică, nu știu ce să zic, nu am, n-am știu. Nu știu, capitan, tu ți-ai dorit foarte mult să ai o față mișcătoare ca a mea. Ai da, dar... Și acum te-a chelit jocul, că ți-a stricat caracterul. Trebuie să-ți găsim o freză nouă. Trebuie să-ți găsim o freză nouă și șmecheră. Nu-mi place, nu, ăla o să... Nu, oh my god, tu ești bebelușul? Lor, eu am crezut că te-ai transformat în bebeluș. Nu. Pe bune. Stai, a, ești varianta... spatele tău să te prindă. Vine din spatele tău. Ești varianta blondă acum? Da. Vreau să văd dacă ai cheliuță. Tot am cheliuță, părul ăsta are o problemă. Da, părul ăsta fix are o problemă, că e și varianta blondă. Eu sper să-l rezolve, nu știu, o să dau un... O să dau un mesaj la Roblox să-mi rezolve porul. Da, să faci porul. Poze, capitan. Ce vorbești? Să ne dai și comentariile poze, că o să râdem de tine, că ai cheliuță acolo. Se vede de la un kilometru chelia asta, nu mai trebuie poze. Adică, sigur, dacă te uiți din față sau din spate, da, așa știu, nu se vede. Da, se vede. Dacă uiți, se vede, nu se treabă. Vede atât de rău, dacă te uiți de sus, e clară treaba. Vai de mine. Până și băiatul Bacon a redit iPod. Nu pot să mai zic, măcar, uite, la băiatul Bacon măcar nu l-a făcut chelie. Nu l-a făcut, cum să-l facă pe băiatul e Bacon posibil. Chelie? Și uite, pe culoarea mea naturală a părului, cum ar veni. Da, iese mai în evidență. E și mai rău. Da. Deci e și mai rău. Eu. Uite-te și tu ce mi-au făcut. Dar mi se pare că părul ăsta stă cel mai bine. Păi, ăsta-i părul meu, n-am cum să-mi schimb părul, așa o să mă joc, o să am chelie pe viață. Ok, măi, sper să-l repare. Asta e. Sper. Trebuie să dai un mail acolo la Roblox să zici că, domne, am chelit. Asta e unul din părul ăla clasic, adică n-ai cum să strici părul ăsta, că gen e printre primele coafuri de-astea din da, Roblox. Da, exact, toată lumea are părul ăsta. Asta zic. Deci, nu mi se pare corect să strici. Păi da, mă mir că nu mi-a stricat mie porul, nu nimica, nu s-a întâmplat nimica. Da, mă, stai la băiță aici, ce drăguț arată. Ai grijă pe aici. Avem grijă, uite. A, nu poți pe ușă, trebuie pe scară. Are drăguț. Hai să vedem unde mergem acum. În căutarea părului. Căutarea părului, da. Ia să vedem. Și acum să găsim bucățica lipsă. Că nu tu mai ții minte că am jucat acum ani un obi făcut de un abonat cu pisica aia fraporul lui Max? Nu mai știu exact. Minte? A, bă, erai da, cheliuță? Bă, da, da. Deci, de atunci se știa. Dar nu, bă, data asta n-am luat eu nimic. Părul ăsta pe care l-am eu acum. Așa. Este și free. Uh-huh. Adică gen... E și varianta gratis pe care o are toată lumea. Toată deci... lumea, exact. Toată lumea cu practic, cheliuță? Da, pe toată asta lumea are cheliuță. Vă și întreb dacă și voi aveți pe caracter cheliuță. Și care e faza? Că gen, depinde dacă ai fața asta. Că dacă n-ai fața asta dinamică, cum aveam și eu fața normală, cu siguranță nu... Da, dar poate să încerci să schimbi fața ta, să nu mai fie asta cu două puncte. Să schimbi fața, păi... Poate, da, poate nu se înțeleg atât de bine. Ia, stai că încerc. Oameni care, cred că pe ei și facem ceva și ieșim pe partea asta. Ia, vrei să încerci să schimbi față? Da, am schimbat-o și degeaba. Da, o văd de aici. Efectiv, îți văd chelia de aici. Ia, a, stai, cred că am găsit ceva. Ia, vezi. Vezi chelia de acolo de sus? De aici o văd. Gata, mă, uite. Bă, a dispărut chelia. Ia, capitanul, ia, vino să te vedem. Dar că e altă față, vezi? Ia. Da. Tot față dinamică tot e, față gen. Dinamică. Hai, lasă-l așa, decât să, până se repară. Lasă fața așa. Ia, stai, Stevie Standard. Stevie Standard? Cum arată Stevie Standard? Ia să vedem. Nu știu. Ia. Stai, Candarișet, să vedem. Ia să vedem. Pățuga capitanului. Drăguț.
Și mai și asta e dinamică și măcar nu mai am chelie, da. Știi ce zic? Uite, chiar seamănă cu tine. E față de aia default. Dar e nimic. Uite, tu practic ai fața asta de aici. Vezi? De la jucărie. Da, dar nu-mi place că e fața default. Și okay, ce las, dacă? O pun pe aia cu chelie, las. Na! Ei, dar ce să fac? Aia era fața mea. Bă, vezi că platforma aia se mișcă. Da, văd că vine acum spre mine. Hai să vedem. Gata. Asta e un jeleu? Nu fi ăsta. Jeleu. Ce oameni buni, am făcut și eu odată. Am ratat. Să port o distanță prea mare și am zis să mai aștept. Am făcut odată, nu știu dacă ați făcut și voi, de asta, prăjitură Fanta. Aha. Dar prăjitura Fanta se face cu suc Fanta și eu am zis să o fac cu suc de portocale și am făcut tot așa cu jeleu. Mamă, și a ieșit atât de drăguț jeleul. Vai, prima dată când am făcut și eu. Da, nu știu de unde... Bombiță, bombiță. Știi când am făcut capitanul? De ziua ta. Am făcut tort. Da, țin minte. Era super bun. Nu reușeam să sar aici. Bă, nu-mi spune că e da, bă, e roșu-verde. O bună? Da, e roșu-verde. Doamne, pe aștept să se lanseze un nou sezon din Squid Game. Ia-ți dau skip stage? Am? Nu, n-am. Roșu verde. A, dar ți-arată pe care n-ai voie să calci. Da, știu că ți-arată-o. Nu mi-am dat seama. Mi-am dat seama înainte. Deci eram în joc și eu mi-am dat seama. Green light. A, da-ți scrie oricum. Da-ți scrie, că oricum am sunetul dat pe chat. M-a prins. Nu știu de ce... Unele melodii care acum 5 ani de zile erau ok de folosit pe YouTube, acum nu mai sunt bune de folosit pe YouTube. Adică... Da, pentru că l-au trecut ăștia în ceva listă. Da. Genul... Și acum zic, melodia asta o știu de la un minigame. Are ca idee melodia din ăla cu bebelușii și... Deci babysitter. Și... Da, acum știu că parcă a fost luată de cineva și nu mai am voie și chestii de genul ăsta. Mamă, da. Găsește cufărul corect, capitan! Stai că eu n-am trecut de red light, green light, că ce okay. Se întoarce pe bebelușii. Hai că te aștept, nu mă mai grăbesc. Hai, trebuie să aștept că... Să uite la tine, copilul. Eu fac din 2 mișcări, dar trebuie din 3. Hai, cum din 2. Eu nu știu din câte mișcări am făcut. Să mă uit pe filmare să văd. Ok, deci aici ce trebuie să faci? Găsește cufărul corect. Pe ăsta de aici l-am testat, eu nu-i bun. Ăsta de aici nu-i bun. Ăsta de aici nu e bun. Ia, ăsta de aici nu e bun. Ah, ăla de lângă ursuleț. Ăla, ia, ok, gata. Deci nu mergi pe capul meu. Capitan, uite, cârpă transparentă, tu n-ai văzut-o. Am văzut, dar nu vreau să cumpăr. Pe care... Asta, capitanul ăsta. Gata, mi-a dat un set de chei. Gata. Să deschid. Aha. Aha. Și acum unde? Pe jos, vino. A, că avem setul de chei. Da, ai chei care se potrivesc la mai multe uși. Să-i checkpoint-ul. Scuze. După asta nu te dă. Lift. Și eu, gata. Oh my god. Capitan, tu ai chelie în formă de fluturaș. Nu știu dacă e poate în formă de inimă sau... Mi se pare a fi fluture. Da, seamănă și ca fluture să zic. Adică da, eu așa zic, că e fluturaș. Nu știu ce să zic, dar nu-mi place că am chelie, adică... Las, capitan. Aș prefera, mai ales că n-aveam, adică de ce mi-a dat? De ce mi-a dat chelie dacă eu n-aveam chelie? Ca să ai chelie, da. Păi de ce? Ce avem aici? Conducte cu ciocolată, adică, caldă. Sincer să fiu, dacă aș avea așa ceva, bă. M-am grăbit. Dacă aș avea așa ceva în viața reală. Da. M-aș tunde. Gen, m-aș face da, din arată, măcar să fiu full, ciudat, oricum, da, full da. Chelie, că așa e ciudățenie. Da. Eu ce zici? Full chelie mai degrabă, zic. Da, știu. Care așa arată bine. Bă, nene, dar lasă-mă cu ciocolata bă, caldă. Da, nu știu că e ciocolată, sincer să fiu, că aici e galben. Eu. Știi ce zic? Adică... Eu. Adică... Cred că e de bă, la bebeluși. Bă, nene, nu, te rog, nu, ies. Cred că e de la bebeluși în ce-ai picat-o acolo. Aici e fix de la bebeluși, 100% bebeluși. Păi și acolo era unde ai picat tu, da? Acolo eu zic că era ciocolată caldă. Ziceți oameni da, pe bune că era ciocolată bă, caldă. Bă, s-a făcut mare! Ia. Mamă! Ia, bă, bebelușule! Ia, lasă-ne, bă, nene, în pace!
Hopcine. Mai bine am impresia că locul unde e Suzeta e locul de la Roblox. Pe mai bine de cu first person îl nimerești decât păi așa fac și eu. Gata. Gata, mă, te-am făcut praf, unde te crezi okay, aici? Unde pe te o prăjitură crezi? Nu-ți dau. Na. Ia, gata că am ieșit winner. Bineînțeles. Ce casă ciudată zici că e ciupercuță. Ție ți-a rămas armă? Da. Mie nu. Bum. Eu nu am. Dai. A, cred că dacă o dai jos se dispare. Da, nu dau jos. Dar tu mai ia poți să tragi cu ea? Da. Acum nu. A, bă, da. What? Uite că pot. Ăsta e finalul, cred că, am nu? Am câștigat. Yay, yay, yay. Și vreau yay path. Da. Și vreau jump. Până da, așa, că dăm așa. Și speed, era ceva cu speed, da? A, ți-l dă, dar ți-l dă în inventory, că gen, am prea multe prăjituri. Da. Gata. O, și mergem să ne uităm pe sub hartă. Și mie, cine construiește o casă așa? Am văzut-o, e ciudată rău de tot căsuța aia. Dar vină în față să o vezi cum arată. Ia. Inclinată spre față, uite. E casa ciudățică. Și care e faza că tu nici măcar nu vezi casa asta în mod normal când nu te joci? Nu, adică pentru că, da, pentru că tu te joci, da, nu știu de ce. A, ca tu să ieși din partea cealaltă, practic. Doamne, zici, adică că e, zici că e o casă după ce am mușcat o albină și s-a umflat. Dar eu nu înțeleg totuși care e faza, unde suntem, că practic unde e obiu? Dedesubt. A, lol. Dedesubt. Ia, ia că văd eu aici. A, sau nu, că s-a încărcat acum. Îmi place pe-atul ăsta, că e ca un fel de fum, așa. Da, e interesant. Uite că văd eu ceva aici. A, nu mai văd! Ziceți voi că nu era ceva aici! N-am văzut. Păi n-ai văzut-o, dar oamenii mei au văzut. Mi s-a încărcat mai târziu. Cred că ai avut vedenii. No, no, imposibil acest lucru. Cred că ai avut vedenii, pisică. Ia. Uite, tapet inimioare. Nici n-am văzut ăsta. E bune de la dar era peste tot, tot felul de tapet ăsta. Ba cu semnul întrebării, ba cu inimioare, ba cu uite, văd diferite cu chestii. Puzzle. Asta e piscină, ce e asta? Yeah. Bă, dar unde zici că e un fel de piscină? Ia că pe aici nu intrăm nicăieri. Da, ok. Dar unde e bebelușul din camera aia din, de unde intri? E o cameră undeva unde l-a pus, cu siguranță. Dar uite, eu văd acolo ceva, ce e acolo. Drept ce înainte, e ceva. A, știi de ce ai văzut tu ceva care a dispărut? A? Că gen, dacă te duci la distanță mai mare, uite, dacă vii aici unde sunt eu, ai așa să vezi în depărtare că e chiar ceva ascuns acolo, drept înainte. Da. Uite, văd. Dar când te apropii, dispare. Apare cutia peste obiectul respectiv. Bă, voi vă uitați aici și vedeți ce văd și eu. Cu cât mă îndepărtez, cu atât dispare Obi și văd secrete. Asta vreau să zic, că uite, eu îl văd măi, deja pe bebe unde. Bun, uite, ăla nu-i bebelușul, ăsta nu-i bebelușul. Asta zic, că dispar obiectele, dispar cutiile pe care le-a pus. Că orice cutie de asta ar putea fi aia de la început. Eu știu unde e bebelușul, l-am văzut. Și eu-l văd, dar nu mă văd duce la el, că apare după cutie. Ia să văd dacă pot. E în cutia asta, de aici. Doamne feri. Ciudățenie. Ia să văd okay dacă pot cumva să intru. Nu cred că poți. Da, uite aici, că am băgat camera prin perete. Ei da, îl văd și eu de aici. Uite-l, acolo. Fix acolo unde ești tu. Dar că mi-a apărut mie din nou clădirea asta. Dacă bagi camera prin perete aici, e chiar scena de la început. Ia, v-am zis eu că nu puteți ascunde secrete de mine, măi oameni buni. Problema e că l-a făcut așa, l-a blocat să nu poți să intri. Nu știu cum să scot camera, că nu reușesc. Trebuie să stau în aer? Bagi și acum ar veni prin perete, o dai zoom out și bagi prin perete. Uneori merge, uneori nu, dar... Da, observ că nu prea merge, dar noi oricum l-am văzut pe bebeluș că acolo e. Îl vezi la început, în meniu. Da, ăla de la început din meniu, plus când au dispărut toate astea, l-ați văzut. Lol, pe jos acolo e răhățelul ăla și am intrat prin el. Da, ce să zic, bravo, capitan. Nu vezi că îți faci uf dacă faci asta. Da, oameni buni, acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uita să apăsați butonașul de like și ne auzim data viitoare. Pa! Pa, pa!